Programele sociale de ajutorare a elevilor continuă și în acest an. Bani de liceu și Euro 200 vor sprijini tinerii care provin din familii cu venituri mici. În anul școlar 2009-2010, programul Euro 200 a avut 542 de beneficiari, iar pentru bani de liceu au fost depuse și aprobate 2671 de dosare. Referitor la bursele sociale, bani de liceu, programul se continuă și în anul școlar următor, conform aceleași metodologii ca și anul trecut. Programul Bani de Liceu se adresează exclusiv elevilor care fac școala la zi și care se află în întreținerea familiilor cu venitul brut lunar pe membru de maximum 150 de lei. Pot depune cereri și elevii care beneficiază de o măsură de protecție sau se află sub tutelă, dar în aceleași condiții de venit. Înscrierile încep la data de 15 septembrie.